aici, la Chișinău, se speculează foarte mult geopolitic această problemă. Știți foarte bine, cunoașteți realitățile de la noi, jumătate, cel puțin, din politicieni sunt ancorați la Moscova și nu sunt nimic altceva decât agenții ai lui Putin aici. Ei speculează foarte mult. Spun, domne, Maia Sandu nu pleacă la Putin să se pună în genunchi să ia gaz mai ieftin. Plătiți foarte scump din cauza că v-a abandonat și Occidentul. Lucru care nu este adevărat, dar iată cum se speculează. Nu, vă spun ceva. Permiteți-mi cu tot respectul, din am urcat din plenul Parlamentului European de mai puțin de o oră și vă pot spune că atât Bruxelles, cât și Strasburgul, Uniunea Europeană susține într-un totul Republica Moldova și nu abandonează niciun fel Republica Moldova. România face un lobby susținut pentru Republica Moldova. Aveți un președinte absolut trașnic, cum ziceți dumneavoastră acolo, un om extraordinar, foarte respectat atât în Germania cât și în Statele Unite și într-o relație excepțională atât cu premierul Ciucă cât și cu președintele Klaus Iohannis. În toate pozițiile pe care doamna Maia Sandu le-a avut, fie la New York, la ONU, fie la Berlin, fie la Bruxelles, pe fiecare dată când a venit, la Londra, la Paris, dânsa și-a apărat cu strășnicie, cu putere extraordinară, interesele naționale ale statului moldovean și ale fiecărui cetățean moldovean, inclusiv a celor care nu au votat-o, pentru că este președinta tuturor, și vă spun că nu aveți un prieten, aveți un frate în România, mai mare dacă vreți, aveți un prieten constant în Germania, aveți un prieten constant în Statele Unite, iar noi gândim la fel de geopolitic și știm foarte bine că o lăsare a Moldovei, un abandon al Moldovei în ghearele ursului de la Kremlin ar crea o problemă ulterioară pentru România și pentru spațiul geopolitic din zona estică a Europei. Știu, domnule Bogdan, știu că aveți foarte puțin timp să abandoneze Moldova. O ultimă întrebare. În condițiile în care vedem, și sunt convins de acest lucru, există deschidere totală de la București. Există deschiderea de la Chișinău, mai mult decât deschidere, e nevoie. Stăm practic cu cuțitul la os. Când vom avea semnat acest contract? Dumneavoastră reprezentați guvernarea. PNL dă și președintele, dă și premierul astăzi în România. Ce ne mai împiedică să avem acest contract cu o livrare de cât e maxim capacitatea acestui gazoduct? 4-5 milioane de metri cubi zilnic. În momentul în care analizăm toate acestea, pentru că în momentul ăsta facem calculele, proiecția pentru următoarele 5 luni de zile, pentru intern, pentru România, dar bazat în calculele noastre, intră și ceea ce furnizăm către Republica Moldova. Așa cum în primăvară, în iarnă, nu v-am abandonat și am dat imediat păcură spre Republica Moldova, așa cum am susținut acordarea celor 150 de milioane către Republica Moldova, așa cum am susținut rezoluțiile și finanțările de la Comisia Europeană către Republica Moldova, vă asigur că cât se poate de repede veți primi un răspuns. Noi suntem și acum în negocieri cu Qatar și cu Azerbaijan pentru gaz lichefiat. Încă statul turc, din păcate, nu ne permite. Ministrul Energiei, domnul Bayraktar, fratele celebrului proprietar de fabrică de drone Bayraktar, este un om extrem de deschis, e un prieten al României, dar încă nu a primit acordul de la Marele Sultan, de la Istanbul și Ankara, să ne permită descărcările de gaz lichefiat. Pentru că în momentul când vom avea permisiunea, noi am contractat deja gazul, am înaintat deja sumele, deci în momentul în care avem și gazul lichefiat cu descărcarea realizată, deja am realizat sâmbătă acea interconector care ne permite să aducem gazul din Grecia și de la Pireu și din porturile din Marmara, porturile din zona Izmir, cele 6 zone de descărcare, cele 6 terminale de descărcare a Turciei spre România. Avem de asemenea acest gaz pe care noi îl extragem, gaz nou din platforma continentală, gazul vechi, clar, clasic, din cei 25-26 de milioane de metri cub, respectiv gazul care îl putem scoate din depozitele Romgaz. Deci România nu va avea o problemă cu gazul
și va avea posibilitatea, puterea să dea către Moldova gaz. Sunt convins că în momentul ăsta este în negociere, în discuție, în analiza acest subiect. Eu am să mă văd cu Nicolae Ciucă, cu președintele PNL și primul ministru, bine, și vă promit că voi deschide acest subiect și vă voi și comunica ceea ce domnia sa îmi va spune. Dar vă spun din start că am proprietatea cuvintelor. Moldova nu va fi abandonată în niciun caz de România. Dacă cineva vă va ajuta în lumea asta, atât din punct de vedere al securității frontierelor, cât și din punct de vedere al oferirii de ajutoare financiare respectiv de în zona de gaz, de resurse, România o va face. Și o vom face din multiple motive, dar o vom face pentru că știm că vă bazați pe noi și nu vă vom dezamăgi.